După deliberări care au durat două zile, jurul format din 12 membri a anunțat că l-a găsit pe Donald Trump vinovat pentru toate cele 34 de capete de acuzare. Unanimitatea era necesară. Trump a rămas fără reacție și a privit cu umerii lăsați jurații în timp ce confirmau verdictul de vinovăție. "Nu am făcut nimic greșit, sunt un om nevinovat," a declarat Donald Trump la scurt timp. This was a disgrace. This was a rigged trial by a conflicted judge who was corrupt. It's a rigged trial, a disgrace. They wouldn't give us a venue change. We were at 5% or 6% in this district, in this area. This was a rigged, disgraceful trial. But the real verdict is going to be November 5th by the people. And they know what happened here, and everybody knows what happened here. You have a Soros back DA, and we didn't do a thing wrong. I'm a very innocent man, and it's okay. I'm fighting for our country. I'm fighting for our Constitution. Donald Trump a părăsit instanța în strigătele mulțimii adunate pe străzile din imediata apropiere. Juriul a vorbit, iar vocea juraților este cea mai importantă dintre toate, a declarat procurorul districtual din Manhattan. They reviewed call logs, text messages, and emails. They heard recordings. They saw checks and invoices, bank statements, and calendar appointments. Their deliberations led them to a unanimous conclusion beyond a reasonable doubt that the defendant, Donald J. Trump, is guilty of 34 counts of falsifying business records in the first degree to conceal a scheme to corrupt the 2016 election. Now, while this defendant may be unlike any other in American history, we arrived at this trial and ultimately today at this verdict in the same manner as every other case that comes through the courtroom doors, by following the facts and the law and doing so without fear or favor. I did my job. We did our job. Many voices out there. The only voice that matters is the voice of the jury, and the jury has spoken. Procurorul a refuzat să spună dacă intenționează să solicite o pedeapsă cu închisoarea. În timpul conferinței de presă a anchetatorilor, Donald Trump a transmis pe platforma Truth Social că va ține o conferință de presă la Trump Tower, adăugând sloganul campaniei sale: "Să facem America măreață din nou." Judecătorul Juan Merchan, un nume care va rămâne nu doar în istoria dreptului american, a stabilit ca sentința să fie pronunțată la 11 iulie, cu doar 4 zile înainte de începerea convenției republicane, la care Trump ar urma să fie nominalizat oficial drept candidat pentru funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii. Trump riscă o pedeapsă cu maximum 4 ani de închisoare. Deși alte persoane condamnate pentru aceleași infracțiuni primesc adesea pedepse mai scurte, amenzi sau eliberare condiționată, notează presa internațională.